Suntem la locul unui accident pe magistrala de încălzire sau de apă caldă. Lucrurile nu sunt foarte clare, nicio autoritate nu este prezentă ca să ne spună lucrul acesta. Vedem cum, de fapt, circulația continuă, nici măcar nu s-a procedat la întreruperea circulației. Este așteptat din moment în moment să intervină cineva, dar vedem că de jumătate de oră apa continuă să curgă. Autoritățile par să lipsească din oraș, par să aibă cu totul alte preocupări decât să întrerupă această curgere masivă de apă caldă. Intersecția străzilor Gării cu Domneasca a devenit un platou de efecte acvatice după ce o conductă magistrală a societății electrocentrale s-a rupt și a deversat agent termic în stradă. Timp de o jumătate de oră, un geyser de apă înalt de 4 metri a vărsat tone de apă pe străzile din vecinătate. Strada Gării nu mai putea fi traversată din cauza șuvoaielor de apă fierbinte, iar canalizările nu reușeau să evacueze apa în exces. O situație surprinzătoare a creat-o aburul emanat. Deși s-au produs chiar tamponări ale mașinilor din cauza vizibilității reduse, circulația nu a fost oprită decât aproape de diminuarea deversării. Prima oară. Am văzut când a zburat capacul. Capacul, deci asta? Da, a zburat capacul și am văzut când așa am dat la 112, că nu știam unde să dau, da. Și pur și simplu... A început să vulcan, curgă nu? Vulcanul, dar eu chiar vulcan i-am zis. Cât de înalt era? Cam de vreo 4 metri. 4 metri. Așa, pe urmă a mai scăzut, acum nu mai știu cât este. Aha. Dar n-am văzut un organ de la apă, canal sau cu cine răspunde. Să vină, uite, nici la ora actuală n-a venit. De o oră jumătate. De o oră stăm aici așa și nu știu. O oră și ceva, hai să spunem așa. Într-un comunicat difuzat de Societatea Apa Term se precizează că avaria survenită pe rețeaua de agent termic primar aparține societății electrocentrale Galați. Treaba noastră să ne ocupăm de ce este acolo. Eu pot să spun despre ce blocuri sunt afectate, că sunt și prefectura e rămasă fără căldură, blocul Cristal, blocul de pe Mihai Bravo de vis-a-vis de bibliotecă, Casa Armatei, Facultatea de Medicină, sunt. Ca urmare a accidentului sunt afectate un număr de 4 puncte termice ale Apa Term, care alimentează 12 blocuri de locuințe, dar și o unitate de învățământ și sedii de instituții publice, după cum urmează. Punctul termic policlinică și blocurile A1, Facultatea de Medicină, ALA, Casa Armatei, Cabinetele Medicale, Casnici. Punctul termic Cristal afectează prefectura și blocul Cristal. Punctul termic Mihai Bravo afectează blocul Mihai Bravo numărul 33. Punctul termic A afectează Asociația 114, din care fac parte blocurile cu 12 apartamente din strada Gării, 8 apartamente din Aleea Trandafirilor, A, A1, C, C1, D și TC.